form. A fost o competiție acerbă în anii 90, în special în țările din fostul bloc de la Varșovia, pentru achiziționarea unui aparat de transport, pentru a suplini și a înlocui încet flota de Antonov 26, că, să spunem, calul de bătaie al logisticii aviației militare din anii 60, 70 și 80. O apropiere foarte frumoasă! Observați flapsurile scoase pentru această trecere la viteză mică. Flapsurile sunt acele elemente din spatele aripii, de la bordul de fugă, care asigură hipersustentația aparatului de zbor. Un zbor la joasă înălțime și din nou un viraj, foarte strâns lucrează. Trebuie să remarc că este exact o acrobație ca la avioanele aeroclubului, dar avem de-a face cu alte mase și alte dimensiuni și alte destinații. Oricum, Ioca, împreună cu colegul meu Flic, ca nespecialiști, avem senzația că avionul ăsta, când trece pe deasupra noastră, plutește. Deci nu avem nicio secundă imaginea unui mastodon care are motoarele durate. E o diferență majoră între a pilota o aeronavă de dimensiuni mici și o aeronavă de aceste dimensiuni. Gândiți-vă că sarcina utilă maximă a acestei aeronave este de 13 tone. Un zbor derapat. Acest zbor glisat este efectuat cu comenzile palonierului, piciorul drept împins la maxim și manșa către partea stângă pentru a contracara momentul. Da, ai avut dreptate, Răzvan. Este un aparat grațios care literalmente plutește. Descrierea ta a fost pe măsură. Ar fi bine să faci o scrisoare de mulțumire companiei Alenia pentru acest element. Din nou un viraj de axare, coboară de data aceasta și mai jos. Un exercițiu tactic extraordinar și nu uitați, diseară, în încheiere, după momentul pe care îl așteptăm cu toții, momentul Rammstein și Air Bandits, tot acest aparat ne va oferi aterizarea tactică și cascada de capcane termice, chess and flares. Mă întreb dacă e ok că zboară atât de aproape de DN1, adică ce ori crede cei care merg către munte în momentul ăsta sau vin de la salutul noi. Final! Aplauze! Cei de pe DN1 savurează show aviatic, după cum remarci, Flic se deplasează foarte încet ca să aibă mai mult timp să vadă ceea ce este pe terul de la aeroportul Băneasa. Păi atunci propun să înlocuim și motor MP14 VDN de 360 de cai putere dus către 400 de cai putere. Aici este tripală și un semn distinctiv este lipsa jambei de bot. Am avut o a doua răsucire și din nou lansare pe verticală. Foarte frumos se regrupează cei trei iacări. Atenție la coborâre, este marcarea cu un sfert de tornou și schimbarea de direcție pe 45 de grade. Un viraj de 70 de grade pentru repoziționare pe direcția 070. Ioan Postolache este instructor de zbor la Regional Air Services, aeroportul Tuzla. Este un fost membru al lotului național de acrobație, ca și ceilalți doi colegi ai lui. Dan Ștefărescu este pilot comandant instructor la compania Talon, zboară Airbus-ul, iar Dan Conderman, pilot comandant instructor la compania Blue Air. Zboară Boeing-ul 737 și aplauze pentru acest stres lumnic și efectuat impecabil! Bravo, băieți! Coborâre pe 2-5, Ioan Postolache și Dan Ștefănescu! Bravo, băieți! Extraordinară manevră! Priviți cât de aproape sunt unul de altul, plan la plan, în zbor pe spate, pe întreaga durată și ieșire impecabilă! Bravo! Evoluție foarte dificilă! Ioan Postolache este în partea superioară, Dan Ștefănescu în partea inferioară, pe intradosul lui. Repriza de motor al lui Dan Ștefănescu pentru asta este puțin mai mare, să vedem și ieșirea. Corecție și un sfert de tonou. Aplauze pentru băieți! Bravo! Un exercițiu cu un grad de dificultate foarte mărit. Nu este nevoie să vă mai menționez ce înseamnă o ezitare. Nu este cazul pentru acești doi piloți talentați. Iată ce aproape sunt plan la plan.
reduc viteza în acest moment, se pregătesc pentru o intrare în display, s-au repoziționat, coordonarea este foarte importantă, din nou formația etajată. Și este un Tonon lent în formație etajată. Bravo, băieți! Să vedem și ieșirea în partea dreaptă. Din nou plan la plan. Ce aproape zboară Dan Ștefănescu cu capătul planului pe stabilizatorul Ion Costolache. Din nou etajat. Iată ce frumoasă imagine. Spotterul, uitați această imagine superbă. Din nou lansare de data aceasta pe direcția opusă. Foarte aproape, Dan, foarte aproape, bravo! Partea superioară a Apex-ului, ieșirea, reduc ușor motorul, repriza lui Dan este puțin mai mare decât cea lui Ion Costolache pentru că este pe exterior și impecabil efectuate, bravo! Și ce bine se înțelege acest motor cu 9 cilindri în stea. Formația inedită, alcătuită din V737 și Extra 300 și 330 SC. Așadar să-i primim așa cum se cuvine, cu aplauze, pe această formație și pe acești minunați piloți. Extraordinară imagine, vă rog frumos aplauze! Tarom și Hoftop Lumenia! Ca la aterizare, cum aplaudăm la aterizarea din avionul comercial, aplaudăm și iată este unul din aparatele de zbor cu care poate unii dintre ei chiar au zburat în cu siguranță au zburat pentru că este unul dintre cele mai bine vândute aparate comerciale din acești ani, din ultimii 30 de ani. Boeing 737 l-am văzut în configurația de zbor încet, adică într-o aproape limită de viteză, ușor cabrat. Pe aripă ați putut observa toate elementele mecanizate scoase la maxim. Boleții bordurilor de atac, partea din fața aripii este coborâtă pentru a mai câștiga și abordanță. Flapsurile s-au prins în acest moment pentru trecere. Haideți să le facem câteva poze reușite. Este o prezentare pentru intrare în evoluție. Iar data rog, capitanul este Panait Marian, iar copilot Cristian Iancu. În partea stângă se află Emily Hoxha-Comedia, George Rotaru, Cristian Iorgov. Partea dreaptă se află Ferenc Laszlo și Cornel Marinescu. Tarom și Hoxha-Comedia. Ruperea! Mă scuzați, stewardesele sunt în avion acum. Dacă a nu se câștigător la rețelul de evoluție, nu se loc. Nu știu. Au rolul de a asigura în caz de urgență pasagerii și nu sunt pasagerii de zboare, deci nu sunt nici prea. Lăsăm lucrurile la o parte. Acesta este un spor demonstrativ. La bord se află numai cei 2 metri a echipajului. Aparatul este cât se poate de gol. Are și combustibilul necesar pentru a efectua zone de așteptare și pentru evoluție strict. Virajele sunt de la 40 până la 50 de grade. Voți vedea în câteva momente trecerile în viraje înclinate. Despre acest lucru vă spuneam puțin mai devreme că nu se efectuează decât în zborurile demonstrative sau în zborurile de încercare. Acesta este un aparat care are wingleturi, sunt cele două aripioare pe care le vedeți la capătul aripilor, acele celebre wingleturi, o inovație din materiale compozite din anii 80 pentru a reduce încărcarea aerodinamică, descărcarea energiilor. Mai concret, asta înseamnă bilete mai ieftine pentru noi toți, pentru că au o rezistență la înaintare mai redusă, firește și combustibil. Iar aparatele V737, începând cu seria 600, sunt din generația nouă, dotate cu sisteme multifuncționale electronice, monitorizare, glass cockpit. Navigația acestor avioane este înlesnită datorită sistemelor de care vă vorbeam și fac zborul mult mai ușor pentru echipaj. De altfel, foarte puține aparate sunt în zbor, în momentul de față, care mai au încă instrumentalul clasic. Este acel instrumental pe care ați văzut prin filme cu ceasuri indicatoare. 30 de grade, motoarele sunt în punere priză.
și se strânge virajul, suprasarcină bine atins. Acesta este momentul pe care revită orice comandant pentru a efectua viraje strânse cu pasageri la bord. Nu se efectuează așa ceva decât viraje cu rată 1, cum sunt cunoscute în limbajul aeronautic. Dar să ne întoarcem la cabină, sunt elemente glass cockpit, două display-uri multifuncționale, de o parte și de alta a cabinei, în partea stângă și în partea dreaptă. Acesta este un low pass. Atenție, doamnelor și domnilor, spotte, un low pass. Viteza este de 650 de km pe oră, viteza foarte mare și foarte jos. Și aplauze pentru Paraid Marian Cristian Iagu! Boeing-ul are 100 de ani de existență. Pe 15 iulie, anul curent, a împlinit firma Boeing, a împlinit 100 de ani. Creațiile lor se văd și acum legate de performanță. Există o formă de concurență puternică între America cu firma Boeing și Europa cu Airbus-ul. Nimeni nu știe care va câștiga. Competitorul direct este familia 318-320.